Citesc pasajul ăsta pe care îl știți foarte bine, Fiul Risipitor, Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11 până la versetul 24. Nu o să citesc chiar toată povestea. Pagina 1010. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un idel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Într-un fel, povestea aceasta, citită în această seară, este povestea noastră tuturor. Privind Scriptura în ansamblu ei, conștienți fiind cu toții că toți am păcătuit, este povestea noastră tuturor. Unii din noi în seara asta vorbim despre povestea asta la trecut. Eu, Gabi Zăgrean, am risipit. Astăzi mă strădui, mă lupt, mă rog să nu mai fac. Alții, care pot să fie aici sau prin intermediul internetului în altă parte, poate chiar acum risipesc. Deși nu mi-aș dori să vorbesc despre a treia categorie, e foarte posibil să fie oameni încăpățânați, cum ai fost și tu și am fost și eu, care nu vor asculta nici în această seară de glasul lui Dumnezeu prin cântare, prin rugăciune și prin predică și vor mai risipi. Gândirea pozitivă e bună când e bună. Dar în materie de cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie să fim clari și deslușiți. Spun asta și prin prisma faptului, cum spuneam mai devreme, că nu de fiecare dată când am auzit cuvântul Dumnezeu care mi s-a adresat mie, m-am și pocăit imediat. Că au fost momente repetabile în viața mea și poate și a dumneavoastră, când nu am ales să ne oprim din risipire. Dumnezeu este bun, binecuvântat să-i fie numele Lui. Că altfel, poate că era mult mai puțin în sală în după masa asta. Și Dumnezeu și harul Lui aș dori ca să fie revărsat peste fiecare dintre noi.
Nu o să mă duc poate că în pilda asta așa cum de multe ori se merge clasic. De fapt, ceea ce mă interesează într-un mod direct și punctual în seara asta este versetul acesta 24, în care tata spune trebuie să declanșeze o bucurie. Trebuie să sacrific tot pentru această minune. Vreau să atrag atenția că ceea ce a declanșat pe tatăl să taie vițelul cel îngreșat, să-i pună inelul în degete și să-l primească în poziția de fiu, nu este faptul că acest fiu a avut intenția și chiar a avut niște momente de cercetare, ci pentru că în fiul acesta s-a produs un miracol. Și vă rog toată biserica să spuneți amin. Aici nu se investește o bucurie pentru sentimente religioase. Cum uneori spune, l-am văzut plângând și eu am plâns de mii de ori. Am văzut o cercetate, e grozav. Și el a avut pasa asta bună. Am să mă întorc, am să mă duc, am să fac, am să dreg, că e plină lumea de oameni cu intenții grozave. Printre care te numeri și dumneata și eu, dar mai puțin reușim. Chiar să se întâmple. Că foarte mult am dat noi diplome la oameni care aș vrea. Bă, dacă vrei, e grozav. Și până la un punct. Dar niciodată Dumnezeu prea Sfântul nu va sărbători intențiile. Dumnezeu va sărbători minunile. Pentru că acest stăpân a spus, acest fiu al meu a fost mort. Și ce s-a întâmplat? Spuneți mai tare. Mai tare. Acest fiu al meu a fost mort și a înviat. Aici nu vorbim de o poveste așa siropoasă, pe care mulți o știu prezenta predicată de plângă toți. Aici se vorbește de un punct culminant, care înseamnă o înviere din morți. Acest fiu al meu a fost pierdut și s-a produs un miracol. A fost găsit. Când pricepem dimensiunile acestui miracol, pe care fiul cel mare nu a priceput, de aia s-a scârțit un pic. Dar ce se întâmplă aici? E vorba de un miracol, dragă. Asta e. Acest verset să mai repet o dată pentru fratele mai mare în final. Trebuia să facem asta. Pentru că fratele tău a fost mort și a înviat. Asta e toată povestea în esență pentru care se întâmplă tot ce se întâmplă aici. Miracolul. Vorbim în vremurile acestea de foarte multe ori de un creștinism extrem de slab, extrem de superficial, pe care îl depănăm prin mințile noastre și prin viețile noastre așa, cu multă ușurință. Și cred că ceea ce s-a pierdut cu adevărat de multe ori în viețile noastre este miracolul. Oameni buni, stimați tineri, frații mei iubiți, noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeul minunilor. Amin. 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 Suntem o generație care încercăm foarte multe lucruri, da? Și suntem provocați să încercăm. Bine, mă duc spre surori acum. Să știi, dragă, că mi-am propus să țin o cură de slăbire. Și o detaliază. Nu mă mai bag în ea, că sunteți săturile dumneavoastră. Ai descoperit una, 101, 901, 1.100.000, câte vreți. Și ceva. Deci, gata. S-a încheiat. Vinos. Nu? Bine. Mă schimb. De azi am schimbat tot regimul vieții. O zi, două, trei. Merg trei zile. Sunt la român că orice mine ține trei zile, da? Să spunem că nu este mai mult decât român. 4 zile, 5 zile, 6 zile, cam vreo 2 săptămâni. După 2 săptămâni, m-am plictisit cumplit. Am prieteni, aveți și voi, și familii care... am încercat! Nu-i bună! Alta! Și imaginați-vă că tot timpul viața noastră este plină de încercări. Numai că nu prea reușim. Să ne ținem de drumul schimbării radical
pe care le-am propus în viața noastră. Bărbați, nu mai mănânc seara. Vino, nu mănânc. De ce? Nu mai mănânc seara. Bine, eu nu-mi propun niciodată asta că n-am nicio șansă să reușesc. Eu doar seara mănânc. De-aia am spus lui Iulian și lui Radu aici că am aplicat o tactică. Nu mai mănânc ziua. Ca să pot mânca seara. Așa că azi am fușărit-o, nu ne-a oprit deloc pe drum și mi-este foarte foame, da? Imediat după ora 9, coborâm jos și mâncăm noi. Dumneavoastră, care nu mânca seara, la revedere. Domnul să vă binecuvânteze. Să vă țineți de treabă. Și nu mai mâncăm seara, nu așa? Nu mai mâncăm seara și dacă nu mai mâncăm seara, o să arătăm grozav. Și nu mai mâncăm seara, săptămâna, două. Bă, dar ce mă chin eu singur, primul gând? Dar ce nu a fost când eram copii, că răbdam de foame, de acum când totul... Păi nu există păcat mai mare și blestem mai mare să fie frigiderul plin, să mă tot plimb pe el, de la ora 8 încolo... Și mă culc și târziu, 9, 10, 11, să mă duc să sunt coelile alea îngândurat, mintea mea în frigider, deși zic că e în creier, și mă duc să mă culc și nu pot să adorm, visez numai cârna și slănină și mâncarea lui nevastă mea de acolo. Și nu mai știu ce să fac! Rezist câteva nopți. O ațipi nevasta, cobor jos, deschid frigiderul, becul aprins și încep așa încet. Și lucrurile s-au înnăbușit. Pentru că nu reușim să ne schimbăm. Păi, frații mei, iubiții Domnului, dacă noi în lucrurile astea pământești nu reușim de foarte multe ori să ne schimbăm, cum vom reuși să ne schimbăm în lucrurile duhovnicești? Pot să citesc pe alții, dar e foarte ușor să citesc pentru că mă văd pe mine ca într-o oglindă. Frate Gabi, aș vrea, nu mă pot schimba. Și eu îl cred. Îmi spunea o soție înainte să vină aici în biserică, cu lacrimi în ochi după poveste devastatoare. Spunea în final, frate Gabi, pot să vă întreb ceva? Da. Credeți că el, soțul meu, se mai poate schimba vreodată? Nu vă dau niciun detaliu. Din punctul meu de vedere uman, niciodată. Pentru că ameți prea departe? Pentru că n-ameți foarte departe, dar oricum, șanse nule. Nici el n-avea nicio șansă. Aici, pe text, este vorba de un miracol. Pentru că nimeni nu se poate schimba de la sine. Uitați de asta. Nimeni nu se poate schimba de la sine. Este nevoie în viața ta și a mea să înceapă un miracol și să se deruleze pentru tot restul vieții noastre un miracol. Și acest miracol îl poate face unul singur, Dumnezeu, în parteneriat cu mine și cu dumneata și cu voi pentru cei mai tineri și să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Stimați băieți, nu vă schingiuiți. E în zadar. Stimate domnișoare, nu vă jurați nici la popa, nici pe lângă popa, nici pe cruce, nici pe lângă cruce, pentru că niciun jurământ din lumea asta nu vă poate schimba. Ca să putem să fim schimbați, repet cu insistență, este nevoie de un miracol. Aș vrea să am o întrebare directă și tu și dumneata să răspunzi. Ai vrea să te schimbi? Știți, când am stat azi, e pentru prima dată când țin predica asta în forma asta. Și am ajuns că i-am pus titlul ăsta exact așa. Ai vrea să te schimbi? M-am gândit la cine o să predic în orare. Și mi-am dat seama că o să-mi predic mie. Că și eu aș vrea unele lucruri să le schimb. Și mă rog ca puterea lui Dumnezeu să se atingă de mine și de noi toți în seara asta. Amin. Tu ai vrea să te schimbi?
Crezi că ai avea nevoie în unele laturi ale vieții de schimbare? Unu. Sper că nu v-am distrus total voința și puterea de a crede. Când mă întreabă, eu m-aș pocăi, dar nu cred că-i puteți în ea. Și le spun din start, nici o șansă n-ai să ții. Că pocăința nu înseamnă să te lași de duhănit, adică de fumat. Că pocăința nu înseamnă să te lași de beutură și de încă un păcat. Pocăința înseamnă să te lași de toate. Înseamnă o noire totală a minții. Înseamnă un alt om nou. Un nou început de viață. Și o continuare a vieții alături de principiile Bibliei. Și să spunem toată biserica, amin. Amin. Așa că aș vrea să aveți curajul, totuși, să pornim la drum, că dacă Dumnealui, care a luat averea, nu știu în ce zonă e slab, dar indic, el le-a îmbrățișat pe toate trei. În general, Biblia prezintă trei zone slabe ale vieții noastre. Să vorbesc de prima, că suntem la tineret. Zona carnală, poftele. Dar nici bătrânii nu sunt scutiți. Nu-i așa, stimați bătrâni? Nu mă uit spre dumneavoastră. Nimeni nu-i scutit aici. Numai că impulsurile carnale la unii sunt mai puternice, la unii mai slăbuți. Dar există la toți. Doi. O a doua zonă este zona asta a avea. A avuților. Dăm partea de avere. Iubirea de bani. Dacă aș avea eu bani, aș fi fericită. Doamne, te rog! Și Dumnezeu de atâta timp nu te ascultă. Slavă ție, Doamne! Că nu vrea să te norocească. Binecuvântat să fie numele Domnului. Este o meditație în care autorul spune, i-am cerut lui Dumnezeu bogăție ca să fiu fericit și Dumnezeu mi-a dat taman sărăcie ca să fiu înțelept. Și spun, amin, Doamne. Dar nu prea multă sărăcie. Și a spus, vreau avere, că dacă am avere o să fiu fericit. Și i-a dat-o. E zona aceasta a avea. Mulți strânjiți, dacă aș avea, dacă ai avea ce? Mașina aia. Radu îmi șoptește aici minte, dar asta e cruzat. Dacă n-ai minte și ai o mașină, primul stâlp e acolo. Te așteaptă, nici nu mișcă de 20 de ani. E acolo, fixat. Nu știu de cine, dar e acolo. Și mai departe. O a treia poveste în care este implicat în rost pe lângă pofte și a avea, este zona mândriei. Am... Și s-a dus și toți l-au primit. Cel mai tare ești tu. Vino în trupa noastră. De-i pușcau buzunarele de bani. Cum să nu-l cheme? Cel mai tare. Păi că să se ia pe mese. Distracție, cluburi de noapte, show-uri. Cel mai tare e el. Am ajuns în sfârșit mare. Nu-i nimeni ca mine. Și diavolul strigă cu toți dracii pe lângă tine. Așa e! Nimeni nu-i ca tine. Bă, demoni, aplaudați! Și toți aplaudă! Cel mai tare e Gabi! Cel mai tare! Numai printre rânjiștele lui spunea, te văd la porci. Dar nu spun acum. Să vezi tu asta. Și povestea lui este foarte încălcită și foarte complicată. Crezi dumneavoastră că se poate întâmpla o minune pentru astfel de persoană? Credeți că e scris în Biblie. Crezi că tu te poți schimba și poți să fii schimbat de un miracol în această seară? Asta ca să vă aduc inima la loc și să prindeți curaj să intrăm în primul punct al miracolului, care l-am numit putem avea puterea învierii. Că tot ne apropiem de Paște. Deci poate să intre în viața ta interioară o putere, ca asta spunem noi. Aș vrea, dar nu pot. Peste 57 de ori în Noul Testament se vorbește despre putere. Și noi tot timpul spunem în fața Noului Testament, aș vrea, frate Gabi, dar nu pot. Păi închideți gura, nu mai bârfi, nu pot. Simt că îmi dă ceva intră în mie și îmi ies cuvintele pe gură, nu le mai pot opri. Nu pot, nu pot, nu pot. Și eu zic, da, nu poți.
Pentru că n-ai putere să-ți înfrânezi limba. Nu pot să nu mă duc seara asta acolo. Nu pot să nu mă uit acolo. Nu pot să mă opresc. Nu mă pot despărți de băiatul ăla. Nu mă pot despărți de fata aia. Nu mă pot despărți de anturajul ăla. Nu mă pot despărți de nebunia asta. Nu pot. Asta-i. Slujbe sunt, predicator sunt, cântăreț sunt, biserici sunt, la tot colțul. Dar problema generației voastre și ale mele și a tuturor este că nu putem. Și atunci trebuie să vorbim despre altceva. Pentru că multă, uneori, greșeală am făcut noi predicate, că tot v-am spus, nu ți-i bun capul. Bine, nu ți-i bun capul, dă-mi altul. De unde să-ți dau? Nu ți-i bune tocule, nu ți-i bun aia, nu ți-i bun aia. Tot am arătat cu degetele înspre voi și voi vă dați, bine, ești vinovat, da? Și ce să fac? Schimbă-te. Cum? Unde să mă duc? Dă-mi o garderobă să intru să ies alta. Și zic, du-te în biserică, acolo, că acolo iese un predicator grozav. Și o să lasă garderobă. Au intrat acolo să simți mai bine, tot așa au ieșit. Du-te la mănăstire, o intra pe ușă și pe alta și o lăsa și banii acolo. Și tot așa a ieșit. Du-te dincolo, du-te dincolo. Pentru că, stimații mei, aici este vorba de o putere care a intrat în băiatul ăsta și l-a adus dintr-o moarte la viață. Adică o putere care l-a înviat. Mai te întreb o dată în seara asta. Vrei să te schimbi? Uitați ce spune Apostolul Pavel. O să intrăm în câteva texte din Biblie. Aici este vorba de, era vorba de plictiseală. Și Apostolul Pavel spune în capitolul 3, versetul 10, că ar trebui să te rogi ca el. Și ne rugăm toți împreună în seara asta. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Ne oprim aici. Și spunem toată adunarea împreună. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Ne oprim aici, încă o dată. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Tu care nu te poți schimba, te-ai rugat vreodată așa? Eu care mă ține pocăința o săptămână, m-am rugat vreodată așa? Eu care nu mă pot opri de la bârfă, de la aia, de la aia, ai făcut vreodată rugăciunea asta? Nu ai nicio șansă să fii fana și fanul lui predicator. E bine, n-ai șansă să te schimbi. Asta vreau să spun. Pentru că nu merge cu intenții și cu tot felul de șmecherii religioase de genul ăsta. Ca să poți să trăiești miracolul, trebuie să-l cunoști pe cel care este sursa miracolului. Și asta nu e penticostalismul, nici baptismul, nici ortodoxismul. Sursa unui miracol este cel care este miracolul. Și el este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și tu și cu mine trebuie să-l cunosc pe el și puterea învierii lui să intre în viața mea. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Stimații mei penticostali, puterea nu-i să spunem trei cuvinte în altă limbă. Mă iertați? Înseamnă să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Că momente înălțătoare am și eu. Și că m-am rugat pentru sora, a venit Duhul Sfânt peste mine și peste casa ei. Dar puterea mea de a trăi lumea lui Dumnezeu, după biserică mai ales, este cunoașterea lui Iisus Hristos împreună cu puterea învierii lui. Lăudat să fie Iisus în veci. Dăm o pagină, 2, 3, 4, 5 în spate și ajungem în Filipeni, în capitolul 1, versetul 19, citesc o altă rugăciune a Apostolului Pavel, nu o citesc toată. Și uitați ce spune aici. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita, înțelegeți cuvântul ăsta, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos și accesul acestei puteri nemărginit de mare a lui Dumnezeu a intrat în Hristos și ce s-a întâmplat acolo? Spuneți ce s-a întâmplat cu Hristos? A fost înviat? De unde? Din morți. Ei, puterea aceasta care l-a înviat pe Iisus din morți trebuie să intre în casa ta,
trebuie să intre în viața ta, trebuie să intre în viața mea și puterea aceasta lui Iisus Hristos va schimba, va schimba slăbiciunile din viața mea în virtuți. Și să spunem toată adunarea amin. Să spunem toată adunarea amin. Că așa l-a schimbat puterea asta despre care scrie și pe Pavel. Mă duceam prin sinagogi și începeam să-i bat pe cei care credeau în Iisus. Și pum, din stomac și în făl și picioare și dăi. Mergeam și instinctul de crimă stătea, să moară, să curgă sânge. Am o satisfacție, cred că n-ați ajuns nimeni până acolo. Mă gândesc. Dar nu se putea schimba, nu se putea abține. Punea lanțul bărbat și femei și s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? A intrat în el puterea învierii. Și din moartea păcatului a dus la viață. Și el va scrie în Galateni 2 cu 20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce s-a întâmplat? A intrat puterea învierii în oasele mele. A intrat în mintea mea, a intrat în viața mea. Nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și spun din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Dintr-un bătăuș, dintr-un om care avea instincte de crimă, Dumnezeu l-a transformat încât scrie deodată, mult iubiții mei frați, bucuria și cununa mea. Ce s-a întâmplat? Cine l-a schimbat? S-a putut el schimba niciodată? Intențiile lui bune, care poate că le-a avut, și mustrările lui de cuget, care l-au marcat pentru tot ce a făcut când a murit Ștefan și așa mai departe și el a fost martor, l-au schimbat? Nu. Cine l-a schimbat? Puterea învierii lui Iisus Hristos a intrat în viața lui și Dumnezeu a produs în el o viață nouă, total schimbată. Și spun împreună cu voi, glorie lui Dumnezeu în veci. Vrei să te schimbi? Crezi că puteți să vă schimbați? Niciodată. Dar puteți să acceptați, prin credință în această seară, că putem, din seara asta, să avem în viața noastră puterea învierii Lui. Spunem toți amin? Câți de aici vreți să aveți în viața voastră puterea învierii Lui Iisus? Glorie Domnului! Văd o armată de biruitori din seara asta. Ata-i tot! Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vreau să ne veselim, vreau să producem bucurie, vreau să cânte toată lumea. De ce? S-a mai înscris încă 10 la noi în biserică și suntem cu 200 pași alalți. Să spună toate știrile că la noi au fost 400 de bulaboteți, că la noi au fost 30, că la noi au fost 60. Frate, vine să-ți arăt ce avem noi la biserică, vine să-ți arăt noi și toți îmi arată. Dar cine arată puterea învierii lui Iisus? Că am câștigat în ultimii ani în cantitate o fi, dar în calitate. Nu mai pot să suport pe un stai și un stomac. Și care e problema? Vomează. Nu mai pot să merg acolo. Nu mai pot să mă întâlnesc cu cutare. N-am nicio treabă cu el. Bă, fraților, noi vorbim de pocăință, de Dumnezeu, de cer, de rai sau de povești politice care se numesc povești religioase. Eu vreau să spun în această seară că nimeni nu poate iubi, că nimeni nu poate ierta, că nimeni nu poate să facă nimic dacă nu intră el puterea învierii lui Iisus Hristos. Vor rămâne niște oase împrăștiate pe fața văii până ce va veni un vânt din cele patru colțuri, va sufla peste oasele astea, le va aduna și când vor arăta grozav de frumos, vom fi tot morți. Că unii asta arătăm. Bă, nu mai se împrăștească alții. Uite ce adunați suntem. Uite ce vene largi avem. N-avem colesterol pe ele. Nu suntem așa. Uite ce unghii avem. Uite ce bine. Uite ce roz arată trupul ăsta. Bă, grozav arată. Bă, dar nu are viață în el. Până nu intră Duhul în oasele lui și în venele lui, nu are viață. Și mă rog în această seară să nu fim doar un registru așa de imagine, ci aș vrea să fim cu adevărat o armată de oameni plini de putere, plini de viață, pentru ca să fie declanșată cu adevărat sărbătoare în cer, că Dumnezeu nu declanșează sărbătoare niciodată în cer pentru intenție religioasă, niciodată, nici nu se mișcă îngerii din locul unde sunt, nimic! Îngerii se mișcă și tot cerul intră în sărbătoare atunci când un om mort în păcate este înviat, când un om pierdut este găsit cu adevărat. Atunci în cer este sărbătoare, când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu îi dă iertarea și grațierea și mă rog Duhul lui Dumnezeu și puterea crucii sale să se atingă de orice inimă și să spunem toată adunarea amin. Să spunem toată adunarea amin. Atunci când intră puterea învierii în viața noastră, noi ne putem, în sfârșit putem să vorbim cuvântul ăsta. Pot.
să fiu schimbat de puterea învierii care a început să curgă în viața și în venele mele spirituale. Glorificat să fie Iisus! Pasul 2. Vorbim despre puterea lui Dumnezeu care intră în noi, care ne șterge tot trecutul nostru. Nu odată, toți slujitorii clar că fac asta și se întâlnesc cu povestea asta. Când oameni care au fost atinși cu adevărat de puterea învierii, trăiesc într-o continuă frământare și într-o continuă condamnare. Într-o continuă. Este un amestec ciudat. Ca să nu vă mai spun că uneori acești oameni frământați de îndoieli, credem printr-un regret inutil, care la un moment dat este asociat cu ipocrit omul ăla, un regret, repet, inutil, care de foarte multe ori lovește exact în primul punct. În care? În puterea învierii lui Iisus Hristos. Și spunem, a, cred că trebuie să plâng dimineața asta, că dacă mă vede Dumnezeu plângând pentru ce am făcut anul trecut, cred că se uită grozav la mine. Fals! Nici vorbă de așa ceva. Inutil regretos. În capcana asta am fost și eu de foarte multe ori. Am crezut că îi fac un serviciu lui Dumnezeu, că îi aduc aminte că acum 3 ani eu m-am dus pe burnă și am picat cu capul într-un perete. Doamne Dumnezeule, Tu ți-aduci aminte ce păcătos sunt eu? Doamne, Tu ți-aduci aminte ce trecut am în spate? Știți care este problema? Când intră puterea lui Dumnezeu în viața noastră, El șterge tot trecutul nostru. Și aș vrea să avem curajul, știu când aveți, dar vă adun, Domnul, puterea, primul punct, vă dă curaj acum, trebuie să spuneți din toată inima, amin, gloria lui Dumnezeu. Pentru că Cel care vine să șteargă trecutul nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Vă întreb pe dumneavoastră pe text, vedeți pe undeva că e vreun reproș pe aici pe text? Bă, golani, mă. Tu mi-ai mâncat mie banii, mă. Parcă văd un tată de la român pur sânge. Mă, nu ți-e rușine ție, mă. Adică el îi spune așa prin șantaj, vină acasă că nu-ți face tata nimic când îl prinde în curte. Mă, nu ți-e rușine. Noi, hai, du-te în coace, mă, și-l o ia invers iar. Pe unii așa îl prezintă pe Dumnezeu. Un Dumnezeu care îi cheamă, veniți, când sunt în față. Aici sunteți. No, vină și dă-le acum, lovește-i, zăpăcește-i, mustră-i, vă-i praf, nu vii rușine, mă, așa mai departe. Ascultați, nu fac o pledoarie pentru har ieftin, dar fac o pledoarie pentru Hristos și jertfa Lui. Binecuvântat să fie jertfa lui Iisus Hristos, acum și în vecii vecilor, și spunem toată adunarea, amin. Amin! Aduceți repede haina cea mai bună, tăiați celul cel îngășat, să facem sărbătoare. Nu-i timp pentru reproșuri, e timp pentru un moment de putere a iertării în viața acestui tânăr. Acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Să facem sărbătoare, pentru că Fiul lui Dumnezeu nu vine să aducă reproșuri, ci Fiul lui Dumnezeu a venit să șteargă. Domnul să fie lăudat! Domnul să fie lăudat! De punctul ăsta trebuie să vă bucurați cel mai mult, adică să ne bucurăm. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 31, versetul 34. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. Și uitați de ce. Căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Spunem toți aleluia? Spunem toți aleluia? Ați vrut vreun copilaș? Noi avem 4 și avem 2 mari, 2 mai mici. Care măzgălește pe o tablă, așa cu cretă, tot felul de desene. Și la un moment dat, uite, nu mi-a plăcut ce ești, ce urât. Și ia de dată un burete și șterge așa toată tabla aia și o începe de la capăt. Exact asta face Hristos. El în această seară și până în această seară a luat un burete și a șters tot ce a fost în trecutul tău și al meu. Și ne-a dat un nou început și ne-a dat o viață nouă. Aceasta este puterea care vine în viața noastră, care se numește puterea iertării lui Iisus Hristos. Când El șterge tot trecutul nostru. Să spunem toată adunarea, glorie lui Dumnezeu.
Și de ce te poți schimba în seara asta? Pentru că Iisus Hristos este aici să te ierte. Pentru că Iisus Hristos nu este aici să-ți arunce în față noroi. Pentru că Iisus Hristos spune, da, o să iau toate păcatele tale și o să le arunc în marea uitării. Și refuz să mai aduc aminte față de ele vreodată. Ce am iertat, am șters. Ce am șters, nu mai există. Totul s-a dus. Cele vechi s-au dus, zduse. Dumnezeu te iartă. E complicat să înțelegi asta. Dar mă rog Dumnezeu să-ți dea credință și ție și mie. Să nu vă mai veicăriți. Să aveți putere și credință în jertfa și în puterea jertfei lui Iisus Hristos, că tot ce a plătit El este plătit pentru totdeauna. Și te rog în numele lui Iisus Hristos să nu te mai las condamnat de diavolul, niciodată și condamnată de diavol. Și să-i spui, Cel care m-a iertat și a plătit pentru mine este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Binecuvântat să fie numele Lui. Vă mai gândiți la factura care ați plătit-o în ianuarie? Nu. M-aș gândi la factura care n-am plătit-o în ianuarie. Dar ce am plătit, am plătit. Nu mă mai interesează. Așa și este cu iertarea. Iertarea ta și a mea a fost plătită. Crede în Iisus Hristos. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și să spunem încă o dată toată adunarea. Amin. Coloseni, capitolul 2, versetul 13, 14 și 15. Iată o putere care, intrând în viața ta și a mea și acceptând-o și încrezându-mă în aceste adevăruri, eu pot și dumneata și voi cei tineri să aveți o viață nouă, o viață schimbată. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea pământească, netăiată împrejuri, fiți foarte atenți. Iată primul punct. Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Uitați-vă și spuneți împreună cu mine, amin, glorie Domnului. Coloseni, capitolul 2, versetul 13. Uitați puterea învierii, ne-a adus la viață, după ce a intrat o altă putere în noi, adică puterea iertării, după ce ne-a iertat toate greșelile noastre. Încă o dată, lăudați să fie Iisus în veci. A șters zapisul cu poruncile Lui care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și ne condamna și L-a nimicit, pironindu-L pe cruce. Și să spunem toată adunarea, amin. Deci tot ce era împotriva noastră, Dumnezeu a nimicit. Orice condamnare, nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei care sunt al lui Hristos, pentru că El a nimicit, a șters, a dezbrăcat. Veți vedea versetul următor. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit asupra lor biruitor prin cruce. Și spun cu toată oradea care este aici, lăudat să fie Iisus în veci. Vrei să te schimbi? Acceptă prin credință iertarea pe care Iisus Hristos a câștigat-o la cruci. Și nu mai lăsa niciodată pe diavolul să te condamne cu ceea ce a fost în spate. Ceea ce a șters, a șters. Un predicator vedea trecutul tău și al meu ca o mare baltă, ca un mare lac, în care spune aici s-au aruncat toate păcatele lui Gabi Zăgrean. Și a venit unul și a zis, vreau să văd. Și acolo pe tablă scria, pescuitul interzis. Să fiți sănătoși. Nu încercați să pescuiți, pentru că Dumnezeu nu pescuiește. Nu fi dumneata un pescar în baltul altuia. Și nici măcar în balta ta. Și de ce nu te poți schimba? Că tot umbli să vânezi greșelile altora. Și ăsta este un păcat. Și apoi nici pe tale să le mai vânezi. Pentru că ce a iertat Hristos este iertat. Și ce a uitat Iisus Hristos este uitat. Spune amin. Fă un pas împreună cu mine. Iartă-te și tu. Una dintre problemele spinoase de care diavolul profită în viața ta, ți-l spun eu acum călăuzit de Duhul Sfânt, tu nu te-ai iertat. Ca să fii liber cu adevărat și să scapi din lanțul condamnării și să poți să ai o viață schimbată, trebuie să te ierți și tu. Trebuie să te smulgi de acolo și să fii liberă.
Trebuie să-ți smulgi în această seară și să spui liber. Știu că îți pare rău și mie. Știu că tuturor vă pare rău, că toți am fost niște risipitori. Dar nu mai are rost să trăim scenele de străbălări. Nu mai are rost să-ți dai mintea ta la ce a fost. Pentru că putea și el, oh, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte ce groaznic a fost acolo. Mi-aduc aminte. Nu te lasă avânat nivelul gândurilor tale. Ce a fost, a fost. Acest fiu al meu a fost mort. Acum se include tot. Dar a fost înviat. Acum trăiește, fiule, o viață nouă. În fața ta e o masă întinsă. În fața ta nu mai este destrăbălare. În fața ta nu mai sunt porci. În fața ta nu mai este neascultare. În fața ta nu mai este mândrie. În fața ta nu mai este iubire de bani. În fața ta e o sărbătoare. Și viața ta trebuie să fie o sărbătoare. Și în fața ta este o masă întinsă. Cel care te întinzi masa nu ești tu, e Tata, e harul Lui, e dragostea Lui, e bunătatea Lui, e viața nouă pe care Dumnezeu ți-o dă ca un cadou. Doamne, atinge-te de orice inimă în seara asta. Dacă ești aici și tu crezi în iertarea Lui Dumnezeu, dar tu simți că nu te ierți și simți că prin neiertarea trecutului tău, tu îi faci un favor Lui Dumnezeu, nu îi faci niciunul. Și dacă tu crezi în iertarea Lui Dumnezeu cu adevărat și în puterea iertării, te rog în numele Lui Iisus să fii liberă din seara asta. Te rog în numele Lui Iisus, flăcăule, fii liber din seara asta. Tabla ta pe care a fost multe măzgălituri, cineva a luat un burete și a șters. Tabla ta poate fi curată în această seară. Pentru că cel ce a luat toate păcatele asupra Lui este Iisus Hristos. Și l-a curățat și a șters totul. Acceptă prin credință. Eliberează-te din cursa diavolului ca să poți să fii o persoană schimbată. Nu mai sta cu capul plecat. Ai curat să trăiești. Cel care îți dă viața nu este păstorul și nici eu. Cel care ți-a dat viața este Iisus Hristos. Acest fiu al meu a fost mort și a înviat. Deci, de ce? Dacă ai venit la pocăință să te comporți ca un om mort. Comportă-te ca un om viu. Fii vesel, mișcă-te. Ridică-ți mâinile și inima și glasă-mi spre Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu și strigă-I de bucurie, pentru că Cel care îți dă iertarea în dar este Iisus Hristos Domnul. Dumnezeu ți-a luat păcatele, le-a aruncat în marea uitării. Uită și tu! Nu mai pescuie acolo! Cel care te invită mare seara înainte să curgi la pescuit, ăsta este diavolul! Spune să meargă în altă parte! Spune că tu vrei să dormi liniștită! Spune că tu vrei să dormi liniștit, pentru că cel care îți dă liniște de plină locuință este Dumnezeu, care și-a dat Fiul să moară la cruce. Spune că toate capetele de acuzare care au fost împotriva ta, Iisus le-a nimicit pe cruce. Aleluia! Spune că toată puterea care a avut influența asupra ta altă dată a fost dezbrăcată de Iisus Hristos la cruce și făcută de râs. Și a ieșit biruisor asupra ei prin cruce și cel care a intrat în viața ta nu este altcineva decât Domnul care a biruit la cruce și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! De ce să fii un om slab când poți să fii un om puternic? De ce să fii o persoană care a venit la Iisus și ești neschimbată când poți să fii o persoană schimbată? Iar a doua putere care intră în viața ta, care te va schimba, este puterea care șterge tot trecutul nostru. Este puterea izbăvirii, puterea iertării și puterea ispășirii prin credință în Domnul Iisus Hristos. Și spun împreună cu voi, glorie Domnului! Știți ce spune Pavel în Filipeni? Și ceva, fraților? Am și eu în spate ceva, dar uit ce este în urma mea. Te-ai gândit odată? Noi am tot sărit peste versetul ăsta. Capitolul 3, Filipeni, spune așa. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. În urmă era destrăbălarea. În urmă era o amintire tristă în imaginea acestui băiat când i-a spus lui tata, nu-mi pasă, plec! Și a plecat. Ți-aducea și minte și tu de ziua aia, nu?
Și eu mi-aduc aminte, dar nu mă las prins de lațul. Eu uit ce este în urma mea, uit bătăile, uit lanțurile, uit ce am făcut, uit și mă arunc spre ce este înainte. Pentru că înainte este viață, înainte este Hristos, înainte este cununa, înainte este cerul și înainte este marea zi glorioasă, când vom fi totdeauna acasă cu Domnul, nu pentru că suntem vrednici, pentru că Dumnezeu ne-a dat harul să putem să fim schimbați. Să spunem toată Oradea, amin. Amin. 3. Puterea lui Dumnezeu care aduce biruință asupra problemelor din viața noastră. Acum, sigur că poate nu toți avem probleme în seara asta. Dar mi-a plăcut foarte mult ce a scris Ricoară într-o carte. A scris, singurul oameni care n-au probleme sunt cei din cimitir. Dacă vă simțiți unul careva pe acolo, Dumnezeu să fie cu voi. Probabil că nu mai ai nicio problemă. În rest, creșteți pe aici și mă mai bate inima și creierul și vă căutați că aveți puls, aveți puls, aveți probleme. Și trebuie în seara asta să știți că cel care poate să schimbe viața ta, el vine și arată puterea lui asupra problemelor din viața noastră. Un mare teolog spunea că atunci când tu încerci de un singur să rezolvi problemele sau de una singură să rezolvați problemele, stimate domnișoare și surori, testul că facem treaba asta este că suntem tot timpul obosiți. Se simte cineva obosit aici în seara asta? Sunteți obosite, surori? Cea mai mare oboseală nu este munca fizică, crede-mă. Eu de atâtea ori când ajung acasă, mă duc să lucrez ceva fizic ca să mă simt odihnit. Omul obosit, cu adevărat, este omul care să lupte cu propriile lui puteri să-și rezolve o grămadă de probleme. Și măcar că putea învăța în toți anii ăștia că nu prea ai putut rezolva nimic. Era simplu. Chiar nu-ți trebuia predica mea în seara asta ca să spun că n-ai putut rezolva mai nimic. Fata nu ți-ai putut schimba, pe băia nu l-ai putut determina să învețe, nu știu cât. A fost o alegere a lor. Eu îi pun, eu fac, eu drec. E plină lumea de eroi de genul ăsta. Toți sunt niște obosiți. Suntem o generație extrem de obosită. Spunem că lucrăm prea mult cu creierul. De ar fi așa, ar fi bine, dar nu lucrăm deloc cu creierul, cred că în vremea asta. Se vede clar treaba asta. Și eu cred că în seara asta, puterea lui Dumnezeu este aici, ca să ne schimbe viețile. Nu vede doar așa niște oameni vioi? Ce faci? Foarte bine, lăuda să fie Iisus, slăvit să fie Domn. Dar să... fratele Iulian spune, amin, nici n-am știut că suntem aici. După aceea zis, frate, nu pentru mine, bine, pentru noi, amin. Suntem obosiți. Nu, nici nu realizăm din prima ce se întâmplă aici. Ne trebuie ca în pastor de, fraților, încă o dată, hai, încă o treia, hai că ne descătușăm, hai, înviorează-ne, hai, te rog, că suntem obosiți, suntem terminați. Aleluia! Știți care ar fi primăvara asta? Să nu mai încercăm, ci să ne încredem în puterea lui Dumnezeu de a rezolva problemele noastre. Putem să spunem amin? Amin. Putem să spunem amin? Amin? Pentru că, fraților, Dumnezeu poate. Noi trebuie să aducem toate problemele noastre cui să le aducem? La cunoștința cui? La cunoștința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este credincios și poate să se implice în viețile noastre. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Cât ați vrea să mărturisiți în seara asta că v-ați bazat pe El zi de zi săptămâna asta și aveți o listă lungă prin care puteți să-mi povestiți aici în această seară că v-ați încrezut în Dumnezeu în toate problemele mărunte și Dumnezeu a intervenit în felul Lui, ciudat, dar Dumnezeu a fost acolo. Câți? Binecuvântat să fie numele Domnului!
Și cât avem o listă foarte lungă în care am vrut să rezolvăm toate problemele de relații. Am încercat să mă pun bună cu, bine cu tare și ai reușit? Da! Spune eu, 3 zile, vezi de treabă. Am încercat să rezolv aia, am încercat să rezolv acolo, am încercat să... Toată viața noastră e plină de încercări, cum am început predica în seara asta. Dar cine mai reușește? Pentru că cel care poate și vrea să se implice în problemele astea mărunte este Dumnezeu. Aleluia! Uneori mă întreb în ce Dumnezeu mai credem noi. Și ce Dumnezeu mai avem noi? Ce Dumnezeu mai avem? Că la biserică Dumnezeu este mare și copiii ne vând pe noi părinții cum ne umflăm venele aici. Suntem Dumnezeu nostru mare, puternic, face tot ce vrea și când mergem acasă. Tu nevastă, nu mai putem, suntem terminați. Gazul, 14 milioane dincolo, suntem terminați cu toții. Dumnezeu nu-i termina niciodată, pentru că El este Dumnezeul cerului și al pământului. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul în veci. A zis, bă, uitați-vă după păsări, că nu mai sunt predici. Uitați-vă după crini. Dumnezeu se implică și îmbracă crinii și dă de mâncare la păsări. Dumnezeu va îngriji de voi puțin credincioșilor. Și mă rog peste Oradea să coboare puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu de a ne schimba viețile. Vreți să fim schimbați? Pentru că cel care îngrijește de noi este Dumnezeu. Doamne, ce-o mâncați? Că doar eu am vrut să mănânc roșcove și nu mi le-a dat. Ce mănânc? Taie vițelul cel îngrășat. Dar cine-o îngrășea vițelul? Tata. Nu mai e nimic, nici la porci. Bă, am plecat de la porci. Mă ține trata în brața aici, eu sunt rupt de foame. Și era rupt, stomacul era lipit de spate. Ce mă fac? Nu trebuie să faci nimic. Doar să te lași îmbrățișat de tata și să treci minunea, să vii din moarte la viață, să te pocăiești cu adevărat și să fii în inima lui Dumnezeu și să ascuzi El. Că o zis că toate celelalte lucruri, hai vreau să aud dacă știți bine. Cum? N-aud bine. Celelalte lucruri toate Dumnezeu ne le va da? Mai credeți în partea asta din Biblie? Dumnezeu ne le va da pe deasupra. Vorbeam cu Cristi și cu Emma și cu Sebi pe mașină, când întâlnesc cu grămadă de invidioși în vremea asta. Pocăiți! Să-i pun între ghilimele, puneți-i voi. Știți care e problema lor? Cea mai mare? Au niște oase pe un stomac. Mă gândesc cum le arată ficatul și plămânii. Nu mai cred în binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu mă duc la anvon și le zic, fraților, Dumnezeu m-a binecuvântat. Cum? Mi-a dat pe deasupra o nevastă? De ce Dumnezeu mai dă neveste? Băieți, mai dă sau nu? Cum să mai dă? Voi trebuie să vă luați. Și să vede rezultatele. Dumnezeu ne-a dat copii. Dumnezeu ne dă pâine pe masă, Dumnezeu ne-a dat o casă să locuim, să mai continui? Te mă vezi de treaba, astea-s povești șmecherii. Pentru că conceptul binecuvântării s-a pierdut. Și mulți sunt roși de invidie. De unde are? Am avut o poveste. Fratele Gabi, că eu-s deschis, nu mă întreb, poate să dai pe toate neturile din lume. Și fratele Gabi ia 1.000 de euro la nuntă. Eu vin să râd o săptămână. Câte nunți am fost, deja eram, Dane, te depășeam cu asta, lista de avere, cu declarația, cum e asta, declarația, să declare avuția. 1.000, câte 10 de nunți am avut, Doamne, eram bogat, era grozav. Știți, m-am întristat prima dată. Zic, bă, știați, bine, mă opresc. După aia mi-am să aminte, zis, Iisus, e bine să știi Biblia, crede-mi. Așa m-am măcinat ziua aia, zic lui nevastă, ia, cum sunt femeile, vai, cine o zis, vai de mine, dar ce-i cu povestea? Și eu zic, știi ce o zis Iisus? În ziua aceea când se vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate, bucurați-vă și săltați de veselie în ziua aceea. Și astăzi este ziua pe care Dumnezeu ne-a dat să sar un metru sus. Aleluia, aleluia, ia 1.000 de euro la anunț, aleluia. Care e problema? Dumnezeu să se atingă de noi. Dumneavoastră mai credeți în binecuvântarea lui Dumnezeu? Mai credeți în binecuvântarea lui Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu ne poate da pâine și îmbrăcăminte și o mașină și o casă? Dar credeți că Dumnezeu e atât de slab? Că de-aia mor invidioșii, că ei nu cred în Dumnezeu. Dacă ești să vă invidios aici în seara asta, Dumnezeu să te aducă la viață. Ești într-o moarte foarte urâtă și ciudată. Și știu că nu dormi noaptea și când te trezești, o grămadă de grijă ai, de ce și-o schimba mașina, de ce are genzi de aluminiu, de ce nu are de plumb, de ce merg ștergătoarele așa și nu merg invers,
De ce e nevastă sa în negru și nu e în albastru? De ce? De ce? De ce și-a schimbat Cristi Orga? Chiar de ce a schimbat-o? De ce scot albume? De ce nu o pot scoate? Eu nu pot scoate nimic. Nici nu ai să scoți niciodată. Și ce o să scoți, o să scoți prost. Pentru că atunci când ai în tine măcinări de genul ăsta, nu crezi în binecuvântarea Dumnezeu. Și mă rog în această seară, Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă. Amin. Atunci când vrei să intre puterea lui Dumnezeu în viața ta și să fii schimbat, Dumnezeu se va implica în problemele și în conjuncturile vieții. Să spunem toți, amin. Chiar problemele sunt grozavele să le aveți. Asta ne spune că nu suntem încă în cimitir, aleluia. În cimitir nu mai sunt probleme. Noi am spus, ăștia n-au treabă cu nimeni, așa e. Dar noi mai suntem aici și avem treabă cu alții și alții cu noi. Încă suntem vii și Dumnezeu să ne schimbe și să pătrundă viața Lui în noi. Amin? Și apoi problemele sunt bune, că zicea cineva, problemele și împrejurările vieții sunt ca și o saltea. De-aia umflată cu aer. V-ați dat vreodată pe ea? Dacă ești deasupra lor, așa plutești în probleme, chiar ți-ți dragi. De te prinzi sub ele, te sufocă. Așa că aș vrea puterea lui Dumnezeu să intre în viața tuturor și să credem că Cel care poate schimba viața noastră în mijlocul problemelor este Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Lăudat să fie numele Lui în veci. Timpul a zburat și peste ultimul punctar, data viitoare, și vă spun doar atât. Că cel mai mare obstacol în predica din seara asta, acum am dat seama că aveam mai multe puncte, așa că va mai fi o predică. Cel mai mare obstacol în povestea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în seara asta, cel mai mare obstacol este următoarea frază. Intenționez să mă schimb. Bine. Intenționez să mă apropii de Dumnezeu. Și toți intenționăm. Stați puțin. Toți intenționăm. Numai că marele obstacol al meu și al dumneavoastră este exact cuvântul ăsta. Intenționez. Și se scrie mai clar și pe românește amânarea. Când vrei să te schimbe Dumnezeu? Când? Aici e punctul. Și în minutele care urmează ne pregătim să lăsăm puterea învierii să pătrundă în viața noastră. Ne pregătim să lăsăm puterea iertării lui Iisus Hristos și a descătușării sale să pătrundă în viața noastră. Spunem amin. Și lăsăm puterea lui Dumnezeu să pătrundă în eliberarea de problemele noastre ca să avem o viață plină de prezența și puterea lui Dumnezeu. Și să spunem toată adunarea, amin, binecuvântat să fie Domnul. Amânarea este fatală! Vă aduceți aminte de Faraon și de urgii? Cei care citiți Biblia știți unde mă duc. Acolo mă duc, exact. La animăluțele astea nevinovate, care se numesc broaștele. Și una dintre urgii a însemnat invazia broaștelor. Și Moise a zis Faraon, vezi că broaștele astea nu vin numai pe lângă castelul tău. Astea, nu știu ce broaște erau, Barna. Erau comandate de un computer al lui Dumnezeu. Vor intra în castelul tău, vor intra în salonul tău și dacă s-ar opri aici, urcă pe scări, în dormitorul tău și în patul tău și pe tine. Nu crezi. Și au venit broaște și din toate râurile, toate ieșit afară, ca într-un spectacol și au intrat. Până ce s-a suit pe Faraon, pe copilul lui, pe nevastă. Îmi imaginez nevasta cum țiuia și urla. Să fie broaște pe tine, nu-i deloc plăcut. Și multe. Gata, am greșit. Cred. Ce crezi? Există Dumnezeu? Mă predau. Bine, vreau să mă rog să plece broaște. Când vrei să mă rog să plece broaște? Știți ce au zis, nu? Mâine. Noaptea asta mai suport. Mi-e greață. O să stau toată noaptea în picioare încărcat de broaște. Dar mai vreau să stau noapte. Vreau să vă gândiți că omul ăsta a fost în toate facultățile mentale, adică să vrei mâine schimbarea, dar nu vrei asta. Și măcar dacă până mâine ai dus-o bine. Hai zice, bă, nu mă pocăiesc în seara asta, că o duc bine până mâine. Închipuieți
Până mâine tu ești încărcat de broaște. Și mâine va începe ceva pozitiv. Și tu să vrei pozitivul ăla? Mâine. De mâine. O altă viață. Da, cred că e posibil. Recunosc tot ce e aici, dar nu azi. Mâine. Și amânarea asta este fatală. Și a fost fatală pentru mulți dintre noi. Și vreau să spun cu toată libertate. Și de ce nu te-ai schimbat? Pentru că ai avut doar intenții să te schimbi. Intenționez să stau mai mult cu familia. De când? Intenționez să citesc Biblia. De când? Intenționez să mă rog mai mult. De când? De mâine. Duhul Sfânt este aici în seara asta. Chiar dacă am îngăduit pe alocuri să mai intre câte un zâmbet, ca să fim normali, Duhul lui Dumnezeu este prezent aici în seara asta. Titlul predicii este: ai vrea să te schimbi? Dacă vrei să te schimbi, prin puterea învierii, prin puterea iertării, prin puterea care va triumfa asupra problemelor tale, te întreb când vrei să începi această schimbare. Haideți să stăm ridicați să picioare. Aș vrea să plecăm capetele înainte lui Dumnezeu. Dacă crezi că ție ți-a vorbit Dumnezeu în seara asta și simți în inima ta că ești un risipitor, ai nevoie de o putere a învierii în viața ta să te aducă la viață. Dacă ești aici și ai probleme și te-au doborât, dacă ești aici și n-ai simțit iertarea și ai trăit în condamnări, aș vrea să te chem în această seară. Dacă vrei în seara asta puterea lui Dumnezeu să te schimbe, aș vrea să ții o mână ridicată sus. Vreau să mă rog pentru tine în seara asta. Ține-ți-le sus să le vadă Dumnezeu. Sunteți mulți. Oricine ești aici în seara asta, eu nu mă uit după mâine. Am uitat odată să văd dacă am pentru cine să mă rog. De aici încolo este povestea ta. Tu știi dacă vrei să te schimbi cu adevărat și să începi o viață nouă. Ca din seara asta să se mai spună în dreptul tău: risipit, risipitor, mort, moartă, pierdut, pierdut. Să se spună: are viață, e găsit. Sărbătoare, bucurie, cer, viitor, speranță, tată, casă, Dumnezeu, veșnicie, viață nouă. Acolo unde ești, să ții mâna ridicată și fie ca puterea lui Dumnezeu să atingă de tine oricine ești în seara asta. Eu mă rog, dumneavoastră în taină mă susțineți. Doamne Iisuse, te rog în această seară să te atingi de toate mâinile care s-au ridicat. Tu ai văzut seara asta, ai programat seara asta și ai venit să vorbești inimilor noastre. Pentru toți, Doamne, care au nevoie de schimbare și de puterea învierii în viețile lor, te rog, Doamne, să o declanșezi din cer peste orice inimă în seara asta. Și fie viața nouă să înceapă în fiecare familie și în fiecare individ care a avut nevoie în această seară de puterea ta, Doamne. Mă rog din toată inima ca tu să lași sângele tău să curgă peste întreaga adunare, să speli vina oricărui, Doamne, să dai eliberare totală, pentru că cel care dai o viață nouă ești tu, Iisuse, care ești viață. De aceea te rog să lași Duhul Sfânt peste Oradea, peste adunarea tineret, să miști orice inimă și orice minte să fie transformată de puterea ta. Doamne, credem că tu ești aici să schimbi viețile tuturor. Credem că punem o bornă nouă în care puterea ta se va vedea în viața multora, zeci și sute, care au cerut în această seară pentru un simplu gest ca tu să intri în viața lor. Îți mulțumim, Tată, în numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt.
Ne închinăm cu toată inima înaintea ta. Amin.